Bună! Sunt Răzvan, an de fabricație 1967 și am multe, 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 multe să vă spun. În maxim 2-3 luni noi o să avem primul nostru curs online pentru persoanele care își doresc să-și îndeplinească visele. Chintesența este un om cu un vis nu poate fi îngenunchiat. Este minunat. Tu ce părere ai, Andreea? Perfect adevărat ceea ce spui. Da. Asta am simțit-o eu pe pielea mea. Trăire, schimbare, totodată. Schimbare mult, mult, mult. Limita de gradație este foarte mare de schimbare la mine. Era un simplu om. Nivel mediu, pot spune, care efectiv își dorea să facă mult mai multe, dar n-a avut putere, energia, dorința de a face schimbarea cât mai repede. Ceea ce la mine a durat cam mult timp, cam 21 de ani, am stat plafonată într-un mediu, pot spune, toxic, din toate punctele de vedere. Și ceea ce îmi pot aduce aminte, cu bucurie, vorbele unei prietene foarte bune, care îi mulțumesc cu gândul, chiar dacă verbal nu ținem legătura, nu stăm la telefon toată ziua, îmi spunea la modul, Andreea, fă ceva cu viața ta, gândește-te că ai un copil, și trebuie să faci schimbare. Și schimbarea la mine a cam durat. Dar cert este că am făcut-o. Și sunt extrem de fericită că am luat decizia să fac schimbarea de care aveam nevoie, cu toate că ce aș putea sfătui pe acele persoane care se regăsesc în ceea ce am trăit eu, acel puțin, să nu aștepte și să facă schimbarea când simt că trebuie să o fac. Vă urez succes! Andreea, ești minunată. Vorbești mult mai bine decât mine. Mulțumesc. Ceea ce mă face că trebuie să mă ridic la înălțimea ta. Te ascult. Perechea sufletului meu. Schimbarea? El a fost. Acea voce care a spus, schimbă. Schimbă ceva la tine bine. Mesajul meu, care de multe ori m-a făcut să gândesc, este gândește-te cât de eficient ești când pleci într-un concediu. Gândește-te la ultimele două zile de servici, când lucrezi ca să-ți termini toate treburile, când îți planifici călătoria și în proporție de 99% ajungi și exact unde ai concediu, mai ales dacă este cu avionul, dacă este în altă țară. Deci, orice călătorie începe cu primul pas și cu o decizie puternică. E foarte simplu. Ai un vis, îi pui o dată și seara când te culci, întrebi. Ce am făcut eu astăzi pentru visul meu? Aceasta este chintesența. Andreea, te rog, mai spune ceva, că ai vorbit minunat. Ce aș putea să mai spun? Spune-ne, de exemplu, că tu parcă știu că luai medicamente. Oh, da. Adevărul e că acum mulți ani, 15 ani pe puțin, am fost la un simplu consult cardiologic în care am fost diagnosticată cu tahicardie sinusală. Ceea ce poate multă lume nu o consideră atât de gravă, dar starea mea pe care o aveam, efectiv mă obosea și vorbitul, și înghițitul, mestecatul, ca să nu mai spun întinsul unei pături, deja era dureros, pentru că trebuia să mă amețeam atât de rău și oboseam încât mă țineam de pereți. Dar, efectiv, de când l-am cunoscut pe Răzvan, mi-am pus ambiția, efectiv m-am jucat cu viața mea, cum să spune, să văd unde sunt limitele mele, spunându-mi să văd ce se întâmplă dacă pot să rezist o zi fără să iau
acele pastilute care trebuia să le iau dimineața până și seara. Mi-a fost foarte greu, o zi, două, trei, iar cert este că la a patra zi, deja, mi-era super ok. Efectiv, consider că m-am setat mental, spunându-mi că sunt ok, că nu trebuie să mai iau pastile, că nu sunt obosită și că poți să trăiești și fără ele. Acum câte luni ai terminat cu pastilele? Acum un an și o lună și o săptămână. Deci o să revenim. Eu, prin felul de a fi, îmi place extraordinar de mult să dau valoare, valoare și iar valoare și să ajut oamenii. Am ajutat foarte multe persoane și sunt sigur că acum, împreună cu muza mea, Andreea, voi avea eficiență și mai mare. Și de-abia aștept să mă împărtășesc cunoștințele. Vă dorim să vă îndepliniți obiectivele cu multă energie. 1, 2, 3 și... energie!